l-a luat așa de tineri el. Pe o mergea ca pe 90 și eu mai din mă din el cel tăie, că e tineri el. E tineri el, mami. Durere fără margini pentru o familie din orașul Sângerei. Un adolescent de 15 ani și-ar fi pus capăt zilelor. Tragedia s-a întâmplat ieri seara, iar cadavrul băiatului a fost găsit chiar de mama sa cu o pungă pe cap. Tânărul locuia de unul singur, iar ultima dată a vorbit cu bunica sa miercuri ziua. Mămâcă, ați mai bine la mata când e urât singură. De când Manuel vine, că eu tot singuric, vine și-o mai știe la vorbă. Potrivit bunicii, tânărul locuia de unul singur în casa altei bunici. Joi seara, mama sa a mers la el, iar ușa era încuiată. A intrat feria stăpânucă și a intrat și a descuiet ușele și a intrat cu ala. Și când a intrat, putem l-o găsit ala cu pânucă jos. Și cu, și cu balonașul ăla lângă dânsul. Și, dar nu ne-a dat în cap. Nu ne-a dat în cap. Și, și a avut el și, și nu știu. Nu știu, că eu i-am crescut de vitei, i-am crescut de vitei. Vecinii și rudele sunt șocate de cele întâmplate și spun că era un copil liniștit și nu-și pot imagina ce l-ar fi făcut pe acesta să recurgă la un asemenea gest. Da, n-am auzit, eu te-am unde aud, Doamne firește. Erau păr copii cu minți, băi. Mahala aici o trăit, de aici tatălui o trăit, de bunelul lui. E tragedie mare pentru părinți, da. Nu pot spune. E cum e de un copil? Mamsa nu. L-a dat deoparte acolo și e aici, dar el acolo singur trăiește, văd că. Dar de ce l-a dat deoparte acolo? Asta e. Aveau probleme în familie, se certau? Nu știu, el aici trăie cu mamsa deodată, dar pe urmă. Comodă. Acum înțeles eu, îmi pare că el singur locuia acolo, nu știu. Acum am înțeles, dar nu pot să vă spun corect. M-am auzit că cu gaz propan de ăsta, cu un culoc în capul găsit. Gaz din balon de ăsta care se vinde pentru... Era aici poliția și era scora aia și au făcut documentele, l-am dus la bălți, la morgă. Normal, liniștit, tot bine, dar și ce s-a întâmplat, nu pot să spun. Asta-i. El locuia aici singur, da? Bunica i-a lăsat cheile la casă și el locuia aici, m-am să alături, îi facem mâncare, spune, îi aducem mâncare, dar nu știu, dacă n-am fost, nu știu. Potrivit poliției, pe corpul neînsuflețit al tânărului, semne de moarte violentă nu au fost depistate. Iar pe caz a fost inițiat un proces penal în cadrul căruia se investighează toate circumstanțele în care a avut loc tragedia.